din anul 1443 și mâine va fi prima zi din anul 1444. Calendarul islamic, cum bine știm cu toții, de fapt este un calendar pe care îl foloseau arabii. Este calendarul arabesc, care avea la bază fazele lunii. Și de aceea este numit calendarul lunar. Arabii îl foloseau înainte de islam. Însă, fiecare trib, fiecare neam, schimbau lunile cum vroiau, după placul lor, rândul lunilor, numele lunilor, aveau nume diferite, luni diferite, și aceasta era pentru ei, reprezenta o mare problemă, pentru că în perioada pelerinajului, aveau întotdeauna divergențe. Și la începutul anului 400, s-au întâlnit toți reprezentanții triburilor și au zis, haideți să stabilim un calendar comun. Așa cum sunt și musulmanii, de multe ori ne împărțim, avem din neînțelegeri și nu știu ce, așa erau și ei înainte de islam. Fiecare punea numele lunii cum vroia, schimbau datele lunilor și acest lucru era pentru ei reprezenta o problemă, pentru că aveau 4 luni sacre, pe care le respectau, în care nu duceau războaie. Și acum care? Pentru noi e sacră, luna asta e sacră, dar pentru celălalt trib e sacră sau nu e sacră? Că schimbau și ordinea lunilor în funcție de interese. Și prin anii 410-12 s-au întrunit și au stabilit de comun acord cu toții 12 luni, numele lunilor și cum vin lunile. Prima lună Muharram, a doua lună nu știu ce, au stabilit tot. Adică să fie un calendar comun pentru toate triburile, să nu mai întâmpine probleme în perioada pelerinajului. Pentru că ei veneau la pelerinaj, cum bine știți, pelerinajul este rămas de la, ritualul erau rămas de la profetul Avram, Ibrahim a.s. Și ei urmau acest ritual al pelerinajului, bine. Greșelile care le făceau în timpul pelerinajului le știm, dar aveau respect față de pelerinaj și veneau la pelerinaj. Deci în anii 400, înainte de a se naște profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al cincilea bunic al profetului, a fost cel care a participat la această întrunire și au stabilit aceste luni și rândul lor, cum urmează. Mai târziu, după ce musulmanii au emigrat din Mecca în Medina, au uitat în Medina, se spune că la baza calendarului islamic au fost niște probleme. Abu Musa al-Ashari i-a scris lui Umar radiallahu anhu, i-a trimis și a spus, o calif al musulmanilor, tu ne trimiți nouă scrisori, dar scrie luna Șaban, noi nu știm în ce an e. Avem doar datele scrise. Alții au venit și au spus, în Yemen se folosesc ani. Știți, arabii nu foloseau. Până și lunile islamice pe care le folosim noi în calendarul islamic, lunile arabe, sunt în funcție de semnificația lor. De exemplu, spune Muharram, pentru că era interzis războiul în luna această lună. Era dintre lunile sacre. Deci mâine este unul Muharram, este o lună sacră, pe care și Coranul, bineînțeles, a acceptat-o. Și numele lunilor venea de la semnificația lor, de aceea ce se întâmpla în aceste luni. La fel și anii. De ce au numit Amul Huzn, Amul Fil, nu? Anul elefantului, când a venit Ebrehe cu armata să dărâme Kabe, anul mâhnirii, când profetul sallallahu alaihi wa sallam a pierdut și pe unghiul și pe soția lui. Deci nu existau ani anume. Numele anului în funcție de cel mai important eveniment care a avut loc. Anul războiului cu tare. Și așa știau. Iar Omar când a devenit calif, când au început să aibă registre și așa mai departe, companionii au întâmpinat această probleme, guvernatorii lui din celelalte părți. Și atunci i-a adunat Omar radiallahu an pe companion și a zis, haideți să rezolvăm această problemă. Și au stabilit calendarul să rămână același, lunile aceleași, au luat în considerare, dar au spus că să stabilim, să facem ceva cu anii. Când este anul 1, când este anul 2, în ce an suntem noi? Și atunci au venit propuneri din partea companionilor. Și unii au spus primul an să fie, adică calendarul să pornească nașterea profetului. Pentru că nașterea profetului a fost un eveniment foarte important. Alții au spus nu, să fie moartea profetului. Alții au spus nu, să fie emigrarea de la Mecca în Medina, să fie noaptea în care primi revelația. Au avut mai multe păreri. Părerea cea mai majoritară a fost să fie anul 0, emigrarea profetului de la Mecca
la Medina. Și au stabilit emigrarea profetului, Hijra, de aceea noi spunem în ziua de azi, în calendarul Hijri, nu? De la Hijra. Hijra adică emigrarea profetului, sallallahu alaihi wasallam. Sau mai găsim denumirea Kamerii, de la Kamer, care înseamnă lună. Au stabilit ca anul 0 să fie emigrarea profetului din Mecca în Medina, sallallahu alaihi wasallam. Și a trebuit acum să stabilească care este prima lună din an. Am stabilit. Anul 0 este emigrarea profetului din Mecca-Medina. Anul 622, după calendarul nostru, da? Care folosim acum. Care este prima lună din calendar? Au spus, luna Ramadan e cea mai importantă. Haideți, luna Ramadan să fie prima lună din calendar. Au spus, să fie luna Muharram. De ce? Au spus, pentru că luna Muharram vine după lunile pelerinajului. Toată lumea se întoarce de la pelerinaj și începe viața cu un alt elan, sau începe de la zero, purificat, curat și așa mai departe, și au stabilit ca prima lună din an să fie luna Muharram. Acest lucru se întâmpla în anul 16-17 Hijri. Deci în anul 17 Hijri, pe când era Omar radiallahu anhu calif, după 2 ani și jumătate din perioada lui de conducere, de guvernare, s-a stabilit anul 0 este emigrarea profetului și anul și prima lună din an este luna Muharram. Și astfel până în ziua de azi, calendarul islamic, Hijri, Kameri, cum vrem să-l numim, vine respectând aceste orânduiri. Diferența între calendarul lunar și cel solar, Hijri și Milad, este de 10-11 zile. De aceea vedem că în fiecare an, Ramadanul, nu? Decalează 11 zile. Eid al-Adha, decalează 11 zile. Vine și iarna, vine și toamna, și primăvara, și iarna. Toate acestea din cauza acestor diferențe de 11 zile, calendarul islamic este mai scurt. Anul islamic este mai scurt cu 10-11 zile. Cum bine știm, profetul sallallahu alaihi wasallam a spus într-o relatare, lunile sunt și a făcut semn cu mâinile 29 sau 30 de zile. Luna islamică este ori 29, ori 30 de zile. Nu avem lună de 28 și nici lună de 31. Și de aceea, profetul sallallahu alaihi wasallam a stabilit unele lucruri, au venit companionii profetului sallallahu alaihi wasallam și în timpul califatului lui Omar, guvernării lui Omar radiallahu anhu, pentru că atunci au simțit nevoia. Până atunci nu era totul înregistrat, nu existau registre, erau încă în dezvoltare, în formare. Când a avut loc această expansiune în timpul Omar radiallahu anhu și a avut nevoie de guvernanți peste tot, în țările din prejur, mă rog, când zicem țări, țările din ziua de azi. În ziua aceea erau, mă rog, orașe ce erau și atunci au simțit nevoia acestui calendar. Astfel a început istoria calendarului islamic. S-a născut în Medina în anul 16-17 Hijri și cu acordul musulmanilor a fost acceptat, dar acest calendar, cum am spus, era calendarul pe care îl foloseau arabii de dinainte. Singura diferență, s-a stabilit anul 0 de când pornește, s-a stabilit prima lună din an. De aceea, începând de mâine, intrăm într-un an nou islamic. Începând de mâine, intrăm într-un an nou islamic și acest lucru este important pentru noi din mai multe aspecte. Vom vorbi în partea a doua predicii. Doar am vrut să primim informație. Să știm despre ce este vorba. Am avut o discuție acum ceva timp, m-a sunat un frate și zice, uite ce îmi spune cineva de calendar islamic. Era un creștin care avea o discuție și spunea, măi, la voi calendarul e diferit. El zicea, nu există, noi avem același calendar. I-a spus, pune mâna și citește, are dreptate. Există calendar islamic după care ne ghidăm. El zicea, nu e adevărat, noi suntem un... există. Și băiatul îi zicea, măi, există. Deci el vrea să mă inducă în eroare. Și am zis, nu te induce în eroare, el are dreptate. Deci nici măcar noțiunile acestea generale, a trebuit cunoștințele acestea, țin de cultura noastră islamică. Să știm că există. Nu urmăm, poate nu urmăm calendarul islamic, nu trece acolo data de 1444, dar măcar să avem cunoștințe, informații de bază legate despre... Pentru că face parte din cultura noastră islamică, religioasă. De aceea am vrut să... reamintesc acest aspect despre care vorbim periodic, fie că Allah subhanahu wa ta'ala, fie că Allah subhanahu wa ta'ala să ne facă pe noi între cei care citim, învățăm, obținem informații
ce țin de credința noastră, de religia noastră, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala să ne dăruiască știința folositoare și să ne ferească pe noi de știința nefolositoare.